Și m-am găsit la un nou episod din Survival Post Apocalypse Now. Hai să continuăm. Un player aici. Faza cu jocul ăsta e că găsești o grămadă de oameni imediat. Și se mișcă foarte bine. Faza cu ecranul negru din episodul trecut, mi-a zis ceva în comentarii că de fapt asta se întâmplă când se schimbă harta. Deci nu e vreo eroare sau nu când se schimbă, când treci dintr-un oraș în altul. Pentru că din cauza că ai făcut pe Unity, nu poți să ai o hartă foarte mare și atunci jocul împărțit pe mai multe orașe și fiecare oraș de ăsta sau fiecare zonă trebuie încărcate separat. Și atunci de asta se face ecranul negru. Bine, atunci când n-am mai intrat în nimic, a rămas ecranul negru total. Era din cauza că, nu știu, a fost un bug ceva. De obicei trebuie să scrie connect to server și intre imediat în altă zonă. Acum suntem în altă zonă. N-am mai jucat pe aici, mergem pe sub un pod. Să vedem ce putem să găsim. Okay, nu știu câte gloanțe am. Cred că o să mă urc aici să văd despre ce e vorba, dacă găsesc vreo ceva pe aici, pe pod. Am și shotgun-ul la mine, în caz de ne întâlnim cu vreun jucător. Da, ați văzut că i-am tras ăla cu pistolul în cap și a murit imediat. Ok, pe scara asta aparent nu poți să urci. Putem player acolo. S-a ascuns. Ok, hai să-l lăsăm în pace. Să continuăm pe aici. Îmi place faptul că e puțin schimbat, adică în toate jocurile de genul ăsta cu apocalipsa sunt zombie. În jocul ăsta e apocalipsa, dar pur și simplu nu e niciun zombie, nu e nimic. Trebuie să te aperi împotriva animalelor și împotriva jucătorilor. Și din cauza asta se pune accent un pic mai mult pe PvP decât pe survival-ul în sine. Totuși, e hardcore survival pentru că ai răni, ai mâncare, ai băutură. Deci e un survival în adevăratul sens al cuvântului, dar e puțin modificat. Cred că e un câine prin zonă, sper să nu. A, uite. Iată, l-am liniștit. Să vedem ce e, uite, o stație de tren. Veche rău de tot. O, item-e acolo, ia, hai să mergem să le luăm. Da, poți să pilotezi un avion în jocul ăsta, ceea ce mi se pare tare. Sunt iteme, dar nu poți să le iei. Probabil că sunt gunoaie și de asta nu te lasă să le iei. Să găsim un elicopter dacă găsesc. Faza e că nu știu cum e, cum găsești vehicule în jocul ăsta. Le găsești gata făcute și poți să le folosești. Le găsești stricate și trebuie să le repari. Nu știu exact cum e în jocul ăsta. O, Doamne, e un urs. Îl vedeți? Holy shit, și ce sunet te scoate, zice. Zici că e avion cu reacție ceva. What the fuck? O, știe să vină. Știe să urce scările, ursul. O, Doamne, uite-l acolo. Hai că l-am păcălit. Să plecăm din zona asta. Nu vreau să mă întâlnesc cu ursul în niciun caz. Pe aici ceva? Nu. Mai auzi niște pași. Posibil să mai fie vreun jucător prin zonă. Ușile astea văd că nu se deschid aici. Ah, cine s-ar fi așteptat că ursul mă așteaptă în stația de tren? Am mai înțeles că jocul ăsta e gratuit pe Facebook, ceva de genul ăsta. Nu cred că e jocul ăsta exact,
Cred că e o versiune sau prototipul inițial sau ceva de genul ăsta, iar versiunea definitivă e pe Steam. Deci dacă vreți versiunea completă, să intrați pe Steam să o luați. 5 euro nu mi se pare un preț așa de mare, sincer, adică 5 euro cât e? 20 de lei? Ceva de genul? 25? 25 de lei pentru un joc survival e chiar foarte puțin. Și nu zic acum că e cine știe ce joc survival, dar e decent. Uite, putem să mergem pe străduța asta, chiar pe strada asta să merg încolo. E mai decent decât majoritatea jocurilor survival pe care am dat și 20 de euro. Și ai tot ce vrei în ea, adică uite, ai inventory, ai sistem să-ți customizezi caracterul cu haine, poți să-ți pui atașamente pe arme. Remove scope, nu vreau să remove scope, vreau, aș vrea să-mi pun scope-ul ăsta, dar nu merge pe shotgun. Și pe revolver în niciun caz nu poți să-ți pui lunetă. Nu e foame? Da, ne e foame, puțin și sete. Zic că nu am mâncare deloc. O să vă că să găsim o casă ceva. Că în gara în niciun caz nu găsești de mâncare. Și îmi place că e foarte fluid, adică se mișcă perfect. Nu ai probleme de FPS cu el. Acum, na, nici grafica nu e strălucită, dar prefer o grafică mai puțin bună și să meargă mai bine jocul decât o grafică uimitoare și să meargă cu 10 FPS sau ceva de genul ăsta. Până la urmă te interesează gameplay-ul, adică te interesează PvP-ul să te bați cu alți oameni. Și dacă ție îți merge cu 10 FPS și nu poți să întorci mouse-ul să te uiți, ce rost are? Adică, sincer, e o experiență foarte bună în jocul ăsta. Deși mulți l-au criticat. Așa. Harta imensă și ea. Faza că eu nu o cunosc și de asta, adică noi mergem pe aici. Știu că sunt și orașe cu clădiri mari, zgrenoși și chestii, dar nu știu unde. Habar n-am. Pur și simplu o să merg pe stradă și vedem unde ajungem. Mai țin minte și acum când DayZ alergam 20 de minute în episod. Pur și simplu alergam pentru că eram la început și nu știam în ce direcție trebuie să merg. Și aici e cam aceeași chestie acum. E ceva aici. Ia, e o căsuță. Nu știu că erau chestii la intrare. Este o fântână. Fântâna e stricată, nu merge. Să scot eu shotgun-ul pe aici, în data dacă e cineva, aș vrea să-l omor din prima. Nu-i nimeni pe aici, văd. Și o casă mare. Nici acolo, nimic, nici aici. Violent. Oh, chestia de jos era deschisă. Înseamnă că a fost cineva pe aici. A fost cineva și n-a luat ăla? Ah, nici ăsta nu l-a luat. Nici ăsta. Nu s-a uitat bine pe aici cine a fost și a potrobăit. Că am găsit chestii. Am găsit sardin. Băgăm în noi, nu mai e foame și băgăm și de asta și nu mai e sete. Perfect, uite, am găsit exact ce aveam nevoie. Un televizor. Oh, ia uite câte chestii. Îmi place și sistemul ăsta cum poți să deschizi fiecare sertar în parte. E exact sistemul din Amnesia, dar cred că mai multe jocuri ar trebui să-l implementeze, sincer, pentru că e genial. Flashlight, no battery. N-avem baterie pentru... Am găsit o lanternă. Firewood. Need hammer. Tău pe jos. Asta ce e? Cookies. Ok, a început o ploaie. Nu, e o casă și în partea cealaltă. Vezi că sunt ascunse așa. Uite și efectul ăsta cum cade fiecare picătură pe ecran. Și asta îmi place. Da, și pe aici a fost cineva că sunt deschise astea. Dar totuși poate mai găsim chestii. Chestii pe care nu le-au găsit ei.
Vezi că m-am găsit sertele cotropăite. Da, casa asta a fost verificată deja. Când mai e mare lucru prin ea. Ok, și aici văd că se termină strada. Deci mai e o casă la final aici. La sfârșitul străzii. Este ceva mai mare. Ceva mai mare și nu pare a fi verificată. Eu să mă uit tot timpul în spate că dacă vine unul pe la spate și mă omoară, e destul de nașpa. Op, am găsit ceva acolo, nu știu ce e, o să ne uităm imediat. Câte chestii poți să verifici pe aici, uite. E destul de creepy atmosfera, sincer. E că... Dar mie e puțin frică că o să vină unul pe la spate și o să mă omoare cu vreun topor ceva. A zis că e frig. Low hungry, e de aici. Și acum ia aia de acolo, bun. S-o șapcă de aia de polițist, cred. Trebuie să vedem lumina asta. Să iei lanterna aia să o iau, dar... N-am, adică am lanterna, dar n-am baterie. Ok, și aici se termină strada. Noi dacă mergem în direcția asta, ajungem undeva? Dacă mergem în direcția asta, ajungem în partea aia cu podul. Da, hai să mergem, că n-avem în altă parte unde să ne ducem. Și dacă tot trec de pod, o să încerc să intre în orașul celălalt. Eu să coborăm pe aici. Oricum, sper că vă place și vouă joculețul. V-am zis, nu e un joc mare, e ceva mic, dar e un survival și, sincer, îmi place că e PvP. Și pot să mă bag cu alții. Și chestia cu scavenging. Oricum, dacă vă place, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Și hai să vedem unde se schimbă orașul aici. Și ăsta e podul ăla mare și probabil dacă merg în direcția aia, pe acolo pe undeva se schimbă orașul. Am găsit ceva itemez, bucuros că mi-am găsit mâncare și băutură. Pentru că... Hai, ce se schimbă. Pentru că e important asta. E important să-ți găsești... chestiile astea. Așa, și ce s-a schimbat? Bun, în direcția aia să mergem. Și avem o casă în față. Hai să vedem ce găsim aici. Poate vă găsim vreun jucător, ceva? Momentan e liniște, e că nu se aud gloanțe sau ceva. Nu pot să știi niciodată. Nimic pe aici. E gol, deși n-a fost verificat. Deci nu e loot aici. E foarte frig caracterului și nu știu... O, doamne. S-a apucat de tras ăștia. Cine știe din ce direcție? Au zis gloanțele? Am scos și revolverul. No, în turn nu-i nimeni. Mai e o
acasă acolo, m-aș duce de... Și mă gândesc să nu stai ăștia să campeze pe aici. Probabil la clădirea aia acolo. Acolo stau și campează. Deci I need to warm up, deci probabil trebuie să fac... What a load, trebuie să l-am hungry. Trebuie să fac un foc ceva să încălzească, dar... N-am topor. Sper să nu fie unul aici. Op, e liber. Ok, era ceva acolo, era. E un încărcător, dar n-am spațiu. Chocolate bar, cookies, se bagă cookies ăsta în tine și e încărcătorul ăla acolo. Nu e pentru ce am eu, nici pentru revolver, nici pentru ăsta, dar dacă cumva găsesc un pistol sau... Pentru ce e? Oh, doamne, mâncare o grămadă acolo. Asta are doar două gulanțe. Și asta ce e? Cred că e un chocolate bar. Aș vrea să le iau pe toate, că asta e faza până la urmă. Vezi atâta loot pe aici și vrei, îl vrei pe tot. Se siringă. Se siringă. Îl vrei pe tot, dar... nu prea ai spațiu. Deși am ghiozdan, ar trebui să am spațiu suficient. Hai să mergem în direcția aia. Ai casa aia. Acolo s-ar putea să fie mulți. Stai acolo. Și... Cred că de acolo s-auzeau împușcăturile. Mai stau ăștia cu sniperele pe dealul ăsta. Pe muntele ăsta. Nu văd pe nimeni momentan. Dar nu pot să știi niciodată. Să ne snicărim așa momentan pe aici, să vedem... Nu, ce accent are asta. Să vedem că vedem pe cineva. Au niște câini. Oh-oh. Cred că cineva se apără de câini. Stăm și ne pe jos. Din direcția aia se aude. Da, o să vedem. O să vedem ce se întâmplă în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!